Bine ați revenit pe canalul Elins, proful de chitară. Astăzi vom discuta despre corzile chitării, despre acordajul chitării și despre notele muzicale. Pentru a înțelege mai bine lucrurile, mai întâi vom dezbate notele muzicale. Notele muzicale sunt semnele principale prin care se redau în scris sunetele. Dacă pentru transcrierea vorbirii s-au inventat literele, pentru transcrierea muzicii avem notele muzicale. În practica muzicală sunt cunoscute 7 note muzicale, acestea fiind scrise după 2 sisteme de denumire. Denumirea silabică pe silabe, aici avem do, re, mi, fa, sol, la, si. Și denumirea literară pe litere, aici avem a, b, c, d, e, f, g. Între aceste două denumiri există o corespondență. S-a luat litera A din alfabet, prima literă, pe care a numit-o nota La. Această notă este și etalon de acordaj al instrumentelor, având 440 de Hz. Apoi următoarea literă B este nota Si. C este nota Do. D este nota Re. E este nota Mi. F este nota Fa. G este nota Sol. Corzile chitării sunt în număr de 6, începând de la coarda subțire, aceasta fiind coarda 1, iar coarda 6 este cea mai groasă. Pentru a acorda chitara avem nevoie de un acordor, un aparat special pentru acordaj, reglat la 440 de Hz sau pur și simplu putem să descărcăm o aplicație de pe telefonul mobil pentru acordaj și chitară. Pentru a putea acorda chitara, vom ciupi corzile cu degetele de la mâna dreaptă, iar cu degetele de la mâna stângă vom întinde coarda, vom răsuci această cheiță până ce aceasta ajunge la culoarea verde pe diferite note. Pentru prima coardă ciupim coarda respectivă până în momentul în care se ajunge la nota E, 1E. Acum este acordată. Vom trece pe coarda a doua, vom ciupi coarda și vom răsuci cheița 2 până ce vom ajunge la poziția 2B. Aceeași treabă și pentru coarda a treia. Vom ciupi coarda, vom răsuci cheița până ce ajungem la acordajul 3G. Pentru coarda 4, vom ciupi coarda 4 și vom răsuci cheița numărul 4 până ce aceasta ajunge la 4D. La fel și pentru coarda a 5-a, vom ciupi coarda, vom răsuci cheița până ajungem la nota 5A. Pentru coarda 6-a la fel, până ajungem la 6B. Dacă v-a plăcut videoclipul meu, nu uitați să apăsați butonul subscribe sau să vă abonați și să dați like. Ne revedem la lecția următoare.